Bun găsit, dragi elevi, la o nouă lecție de educație socială despre drepturile copilului, drepturi de protecție și participare, o resursă educațională pentru clasa a 5-a. Unele legi, precum Constituția României, Convenția cu privire la drepturile copilului, precum și legea 272 din 2004, acționează pentru protejarea drepturilor voastre. Fiecare dintre noi trebuie să acționăm astfel încât voi toți copiii din lume să vă bucurați de drepturile care vă revin. Drepturile de protecție sunt acele drepturi care vă protejează împotriva tuturor formelor de abuz, neglijare și exploatare. Aceste drepturi sunt cuprinse în Convenția cu privire la drepturile copilului, în articolul 7, dreptul la nume și cetățenie, în articolul 8, protecția identității, în articolul 19, cu privire la protecția împotriva tuturor formelor de abuz, precum și în articolul 32, protecția împotriva muncii în exces. Toate drepturile au o importanță egală pentru voi copii și nu vă pot fi retrase. Dar să vedem ce sunt drepturile de participare. Sunt acele drepturi care vă permit vouă copiilor să jucați un rol activ în cadrul societății sau să decideți independent cu privire la propria persoană. Aceste drepturi se regăsesc în articolul 12, cu privire la respectul arătat opiniilor copilului, în articolul 15, care prevede dreptul la întruniri publice pașnice, în articolul 17, privind accesul la informații adecvate vârstei voastre, dar și în articolul 30, cultura, limba și religia minorităților. Exercitarea drepturilor de participare înseamnă, pe de o parte, exprimare, adică transmiterea nevoilor, a dorințelor, a opiniilor, implicare, punerea în aplicare a intereselor voastre, pe de altă parte înseamnă și acțiune, adică exercitarea drepturilor și obligațiilor ce vă revin, și nu în ultimul rând, informare, dreptul vostru de a cunoaște lucrurile care vă privesc, care vă afectează sau care vă aduce beneficii. A sosit momentul și pentru activitatea în clasă. Citește următoarele afirmații, apoi răspunde cerințelor. Selectează tipul de drepturi, fie de protecție, fie de participare, potrivit. Haideți să lucrăm! Dacă ai vârsta de 14 ani, poți participa la dezbateri publice în cadrul unei emisiuni audio-vizuale printr-un consimțământ scris al tău, cât și al părinților tăi. Prezintă un argument care să susțină necesitatea consimțământului scris. Ce părere ai? Este acesta un drept de participare sau un drept de protecție? Instituțiile de educație au obligația de a lua măsuri pentru prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din motive economice, acordându-le servicii sociale cum sunt hrană, rechizite, transport, etc. Exprimă-ți opinia cu privire la necesitatea adoptării acestor măsuri și, bineînțeles, exprimă-ți părerea în ceea ce privește clasificarea dreptului ca fiind de participare sau de protecție. Știai că ai dreptul să fii ascultat, ascultată în orice problemă judiciară sau administrativă care te privește începând cu vârsta de 10 ani? Exprimă-ți opinia cu privire la importanța acestui drept încă de la vârsta de 10 ani și clasifică dreptul ca fiind de participare sau de protecție. Este interzisă prin lege pedeapsa fizică și psihică asupra copiilor. Prezintă două argumente în sprijinul acestui drept
și clasifică dreptul ca fiind de participare sau de protecție. Dragi elevi, după un tur al drepturilor de protecție și participare, a venit și momentul de reflecție. Până la întâlnirea viitoare, vă las să vă gândiți la copiii din alte familii, regiuni sau chiar alte țări ale căror drepturi de protecție și participare sunt încălcate. Oare cum ai putea promova drepturile acestora? Ce ai putea face pentru a-i sprijini? O resursă educațională elaborată în cadrul proiectului CRED.